absolut de învățătură pentru noi din partea Domnului în această dimineață. Este în epistola sobornicească a lui Iuda și vom încerca să ne uităm la cuvintele pe care ni le scrie Iuda și de aici să învățăm despre lupta pentru credința adevărată. Și anul 2023, pentru noi ca și credincioși, va fi un an de luptă, pentru că viața credinciosului este o luptă. Vom avea de luptat împotriva păcatului, împotriva firii, împotriva ofertelor care vin din lume, dar cu siguranță că fiecare dintre noi trebuie să luptăm pentru adevărata credință. Pericolul mare în vremea pe care noi o trăim este acela de a fie de a ne pierde credința, fie de a se subția credința noastră, de a destabiliza diavolul credința noastră. Și de aceea am considerat că trebuie să avem acest mesaj din partea Domnului. Va fi un an de luptă. Însă, așa cum spune Pavel în Efeseni, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Nu va fi și n-aș vrea să fie un an în care să luptăm unii împotriva altora. Dușmanul nostru este diavolul, este firea, este lumea. Și să ne ajute Domnul să luptăm împotriva lor și să ieșim și biruitor. Să ieșim biruitor. Epistola sobornicească a lui Iuda, în versetul 1, aflăm despre autor, fratele lui Iacov, și Iuda probabil a fost cel mai mic frate al Domnului Iisus Hristos. Undeva prin anii 70-80 scrie această epistolă sobornicească și la început dorința lui a fost, așa cum menționează în versetul 3, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, el se vede silit și versetul 4 ne spune care e motivul pentru care și-a schimbat subiectul acestei epistole și scrie în continuarea acestei epistole despre credință, lupta pentru credință. Dar inițial el a dorit să scrie despre mântuirea noastră de obște. Și am stat și m-am gândit ce ne-ar fi spus oare fratele Iuda despre mântuire. Unul dintre subiectele preferate pe care eu le-am avut în slujire până acum și le-am. Probabil că ar fi amintit că mântuirea este prin credință în Domnul Iisus Hristos. Probabil că ar fi amintit că numai în Iisus Hristos găsim mântuire. Și versetul 4 ne spune care e motivul pentru care el își schimbă tema acestei epistole. Două motive. Pentru că s-au strecurat, spune el, printre voi unii oameni scriși de mult pentru osând aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Învățătura care au ajuns la cei care sunt destinatarii acestei scrisori, dacă citim capitolul acesta, un singur capitol, scrisoarea aceasta nu identifică cine sunt destinatarii. Cercetătorii Bibliei susțin că destinatarii sunt o biserică formată din evrei și neevrei, din afara Palestinei, în mijlocul căreia a venit această învățătură de a trăi oricum și de a nu crede că Iisus Hristos este, sau mântuirea este în Iisus Hristos. Și învățătura aceasta a afectat viața bisericii și a făcut să slăbească credința unora dintre cei care era adresat această epistolă. De aceea, el vine și adresează și le spune: vreau, am vrut să vă vorbesc despre mântuire, dar vreau să vă spun că este important să luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna.
când li se adresează, spune despre ei trei lucruri. Le spune așa, către cei chemați. Dumnezeu ne cheamă la mântuire, la împărăție, la slavă. Către cei ce sunt iubiți. Și observăm din expresia aceasta două adevăruri aici. Afecțiunea de care se bucură cei credincioși. Frați și surori, poate că sunt unii dintre noi care spun, pe mine nimeni nu mă iubește. N-am pe nimeni. Nu mai am copii, nu mai am frați, nu mai am surori, sunt singur, nu sunt iubit de nimeni. Nu-i adevărat. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu arată afecțiune. Dar apoi mai vorbește ceva despre siguranța în care se află cei care sunt copii al lui Dumnezeu. Al treilea lucru despre ei spune că sunt păstrați de Dumnezeu pentru Iisus Hristos. Aici învățăm și observăm starea de har în care Dumnezeu își păstrează copiii săi. Și ce le dorește? Lucru pe care îl doresc să fie în viața noastră, în viața bisericii, pe tot parcursul acestui an. Îndurare, pace și dragostea să fie înmulțite în biserica noastră. Viața credinciosului, spuneam, este o luptă. Sunt trei dușmani. Lumea, firea și diavolul. Și fiecare din acești trei dușmani ne poate afecta credința noastră. Credința este ceea ce ne face să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem mântuiți prin credință. Doar că suntem mântuiți nu prin orice fel de credință, ci prin adevărata credință. Și Iuda, fiind conștient de lucrul acesta, le vorbește despre să luptați. Am ajuns să nu mai luptăm pentru credință, pentru că nu știm care e credința adevărată. Sau, chiar dacă știm care e credința adevărată, cum o deosebim? Cum să luptăm pentru credința adevărată? Ne-am obișnuit prin faptul că am încheiat un legământ cu Domnul, suntem membri într-o biserică și am credința mântuitoare. Sunt mântuit. Mai mult ca oricând, suntem chemați să luptăm pentru credința adevărată. Ați observat că la mormântarea în familia lui Ioana au fost mai mulți preoți, unii dintre ei mă cunosc. Și vreau să spun un lucru aici. Pe unii vă deranjează faptul că sunt mereu salutat și că mereu îi salut pe unii care vin. E chestie de politețe. E chestie de anumite lucruri. Să știți că nu-mi convine. Sunt unele lucruri pe care trebuie să le fac. I-am cerut fratelui Dorin, nu mă mai dă saluta, că sunt, am unii în biserică care atât de mult se bucură în ghilimele când aud că faci treaba asta. Vom încerca să evităm anumite chestii ca să nu deranjăm pe unii. Unul dintre preoți m-a salutat, am dat bună, i-am mulțumit pentru că a slujit și mi-a adresat ceva de genul acesta. Domnul să te binecuvinteze, să te ajute, să-ți dea har și să ajungi să găsești calea cea bună. Nu a fost locul potrivit și momentul să îi dau răspuns. Dar am zis, amin, să ne ajute Domnul pe toți să fim pe calea Lui. Amin. Și calea este Iisus Hristos, nu o anumită biserică. Dar va trebui să luptăm pentru credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna. În Efeseni 6:12, noi n-avem de luptat unii împotriva altora. Deși, din păcate, există această luptă. În Galateni 5, n-avem pe nimeni. În Galateni 5:15, cuvântul Domnului ne spune următoarele cuvinte. Le-am găsit aici și merită să-l citesc. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți, să fiți nimiciți unii de alții. Diavolul e în afară. Nu e înăuntru bisericii. Noi nu suntem chemați să ne atacăm unul pe celălalt. Pe vremea Apostolului Pavel, Pavel vine și scrie bisericii din Galateni. Măi, fraților, nu vă mușcați unii pe alții, măi.
Nu vă mâncați unii pe alții. E o mare problemă pentru că în bisericile și în bisericile de astăzi sunt unii care suferă de personalită. Și atunci, nu-i vorba de o luptă fizică între noi. Deși să știți că în unele biserici au mai fost câte un frate care i-a tras la unul o palmă sau un pumn, așa, de drag. Ce frate a fost ăla. Metoda s-a schimbat. Astăzi nu ne mai atacăm și ne mâncăm, nu este o luptă fizică între noi. Astăzi folosim telefonul, sau astăzi folosim Facebook-ul, sau internetul. Și vă aduceți aminte, în urmă cu câțiva ani, atacurile îndreptate împotriva fratelui Iosif Țon. Și cu durere spun de unii dintre care, unii care au fost chiar studenții lui. Unii care au crescut și s-au format lângă fratele Țon. Ne mirăm și astăzi și vedem atacuri împotriva unor slujitori al lui Dumnezeu, fratele Pustan, care îi atacat și lovit din toate părțile de frații lui, pe internet, îmbroșcat cu tot felul de mizerii. Un om pe care Dumnezeu îl folosește și la predicile lui se întorc atâția oameni și botează atâția. Nu-i treaba noastră să judecăm. Dar cine suntem noi să ne atacăm și să ne lovim unii pe alții? Folosim telefonul, folosim... Și întrebarea care mi-am pus-o eu a fost: dacă persoanele care fac lucrul acesta ar sta mai mult în rugăciune sau s-ar duce să împărtășească Evanghelia în timp ce se chinuie să gândească și să formuleze tot felul de fraze, Biserica lui Hristos s-ar mări. Evanghelia ar avea câștig de cauză decât să stăm, să ne mâncăm, să ne atacăm unii pe alții. Fraților, avem de luptat. Dar nu unii împotriva altora. Ci avem de luptat împotriva dușmanilor spirituali care va lovi biserica. Ce câștig a avut Biserica lui Hristos prin toate atacurile care au fost? Să vii public, să-ți speli tu hainele și nemulțumirile vis-a-vis de unul care a dat învățătură și care a slujit atâția ani în România și nu numai în România. Doamne, ai milă de noi! Domnul să ne dea lumină, să ne dea înțelepciune, să ne dea ajutorul Lui. Fratele Cure obișnuia să spună următorul lucru. În biserici, în unele biserici, sunt două feluri de slujitori. Privegheatori, care stă și veghează, priveghează la bunul mers al lucrării, care slujesc, care se jertfesc, și privighetori, care se pun pe o ramură și stă acolo, se suie pe o ramură, pe o creangă și nu le mai tace gura. Nu le mai tace gura. Și lucrul acesta a dus și în România, dar în special în vest, în Statele Unite, la destrămarea multor biserici. Pentru că erau câțiva care tot timpul dădeau din gură și mai aveau și bani, și-au luat un grup de 15 și la un kilometru mai departe au înființat o biserică. Și după au înființat altă biserică și de acolo s-au desprins altă biserică. Oare așa ne vrea Dumnezeu să fim, Domnul să se îndure de noi? Dintre dușmanii credinciosului, diavolul este cel mai puternic și el atacă cel mai mult credința noastră. Și când Apostolul Pavel vorbește în Efeseni despre lucrul acesta și ne îndeamnă să luăm, să îmbrăcăm toată armătura lui Dumnezeu în viața noastră, între piesele cu care trebuie să ne echipăm ca să putem birui, vorbește și despre coiful mântuirii. Și știți de ce? Pentru că diavolul atacă de la distanță și trimite săgețile lui arzătoare de la distanță. Și este important să avem coiful mântuirii. Pentru că el vine și atacă mintea noastră și lovește în credința noastră. Și de aceea la unii se clatină credința. De aceea unii alunecă și pierd credința. De aceea unii când trec prin suferință, prin boală, prin necaz, sunt în pericol să-și piardă credința. O cântare de-a noastră, o cântare pe care o cântă unii spun: să nu-ți pierzi la necaz credința și nici nădejdea când ți-e greu. Și când omul trece prin necaz,
Nu mai are speranță, nădejde. Diavolul folosește săgețile arzătoare și le îndreaptă împotriva noastră. Și unii își pierd credința. Știți ce îi spune Domnul Iisus Hristos lui Petru? Petru, m-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credința. Auziți? Frați și surori, nu cumva am pierdut credința. Credința adevărată. Pentru că se luptă diavolul. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că viața aceasta este o luptă pentru credință. Și el îi scrie lui Timotei și se va predica la mormântare de acolo. Mi-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, dar am păzit, dar de cine? El se referă la el. Marele om al lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, a fost sub tirul săgeților celui rău, ca să îi atace credința. Prin iudaizatorii care erau în jurul lui, prin toate atacurile pe care le-a primit din partea așa ziselor frați care mergeau în urma lui și spunea ce vă predică Pavel nu este adevăr, în totalitate adevărul Scripturii. Noi putem să fim mântuiți prin credință în Hristos, dar trebuie să fiți tăiați împrejur. Trebuie să țineți și sabatul. Și Pavel nu este cel care va duce. Și credința multor. Și credeți că Pavel nu s-a gândit la lucrurile acestea? A stat înaintea lui Dumnezeu, a studiat Evangheliile, a avut acea părtășie cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a descoperit. Pavele, acesta este adevărul, aceasta este calea. Însă și credința lui a fost atacată de cel rău. De aceea el îi spune când stă de vorbă cu tânărul Timotei, în 1 Timotei 6:12, îi amintește și spune, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Luptă-te. Există o luptă. Și noi suntem chemați să ne luptăm pentru credința adevărată. Cum lucrează diavolul, lumea, firea, ca să lovească credința noastră? Prin faptul că aduce tot felul de învățături străine, false. Diavolul și lumea lucrează prin faptul că, uitați-vă cât liberalism a pătruns în bisericile noastre. În îmbrăcăminte, în vorbire, în comportament, sunt atât de firești unii și diavolul câștigă teren. Și trebuie să ne luptăm pentru apărarea credinței. De aceea merită să luăm în seamă ceea ce spune Iuda în cuvântul Domnului. Pentru că și pe vremea când el scria, dar și acum, lupta pentru adevărata credință este necesară, trebuie să fie prioritară și este importantă. Și el spune în versetul 3, să vă îndemn, nu-i poruncă, vă îndemn. Și întrebarea care am pus-o eu este, oare mai avem noi credință adevărată? Pentru că tot s-a mintea de secolul I de primii creștini, încă pe vremea aceea, Cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Corinteni 13:5 spune, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Cum? Pavel spune lucrul acesta celor din Corint. Da, era o biserică cu probleme. Dar el îi atenționează și spune, pe voi, nu pe ceilalți. Uitați-vă la voi. Când ne-am cercetat noi să ne vedem, oare mai sunt în credința adevărată? În Luca, capitolul 18, în versetul 8, cuvântul Domnului Iisus Hristos, când și când va veni Fiul omului, va mai găsi El biserici? Da, va găsi. Religie? Da, va găsi. Oameni religioși? Da. Dar Domnul spune, va mai găsi El când va veni credință pe pământ? Extraordinar. Și venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Și întrebarea pe care o pune Domnul Iisus Hristos aici, eu am luat-o în dreptul meu. Când va veni Fiul omului, oare va mai găsi credință în inima mea, în viața mea? Dar credința adevărată. Ce fel de credință are cel care
Nu ascultă de Dumnezeu, dar se numește credincios. Nu poate ierta, dar se numește credincios. Nu poate iubi pe fratele lui, pe aproapele lui, dar se numește credincios. Urăște, bârfește, se bucură de rău, clepetește și poartă tot felul de vorbe. El e trecut într-o biserică, nu contează de care. Și îl întreb, ești credincios? Da. Ce fel de credință are? Are o credință adevărată? Două lucruri la care aș vrea să mă opresc în această dimineață. Care este credința adevărată pentru care trebuie să lupt? Care trebuie apărată? Și trebuie să lupt. Și al doilea lucru, cum putem lupta pentru credința adevărată? Iuda spune despre această credință că este credința dată sfinților, odată, pentru totdeauna. Ce înțeleg eu de aici? Această credință nu se schimbă din generație în generație. Această credință nu se schimbă de la o biserică la altă biserică. Este credința care a fost odată dată, odată pentru totdeauna. Și pe care au avut-o și credincioșii din Vechiul Testament, dar credința aceasta au avut-o și credincioșii din Noul Testament. A avut Avram, Moise, Ilie, Elisei, Daniel, dar și credincioșii din Vechiul Testament. Ioan, Matei Vameșu, Petru, Pavel, Timotei și alții. Și este credința pe care trebuie să o avem și noi. Câteva caracteristici ale credinței adevărate pentru care suntem chemați în 2023 să luptăm. Să o apărăm dacă avem. Iar dacă nu avem, să ne întoarcem la sursă care este Cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. O primă caracteristică a credinței adevărate este aceasta. Credința adevărată are temelia Cuvântului Dumnezeu. Și noi am cântat. Credința mea eu o zidesc pe Cuvântul Sfânt și Ceresc. Și spuneam despre această credință care are, a fost dată Sfinților și celor din Vechiul Testament. Ei și-au întemeiat credința pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și gândiți-vă de, să luăm ca exemplu pe Noe. Noe nu avea Scriptura cum o avem noi. Noi avem Biblia și spunem, este Cuvântul lui Dumnezeu. Și ne hrănim și citim și l-auzim Cuvântul lui Dumnezeu pentru azi, l-auzim în fiecare dimineață, venim la biserică, se predică din el. Dar noi n-a avut. Cum îi vorbea Dumnezeului Noe? Auzea Noe o voce? Apărea o teofanie? Și venea ceva persoană, un înger al Domnului, în chip vizibil, și îi spunea lui Noe? Și gândiți-vă, vremea pe care a trăit-o Noie, când păcatul, pământul era plin de sfârnicie și de păcat, și Dumnezeu, uitându-se peste pământ, îl vede pe noi. Dar Noie era un om neprihănit. A căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se apropie de Noie și îi spune, Noie, am să nimicesc pământul. Datorită păcatului, voi distruge tot ce are suflare. De la om până la animale. Dar Noie. Și Dumnezeu a început să-i vorbească cum i-a vorbit Dumnezeu. Nu i-a dat o scriere, ci Dumnezeu fie o voce, fie a venit o teofanie și a spus. Și dacă ne uităm în Geneza 6 cu 13, Dumnezeu îi vorbește, îi descoperă planul lui, îi cere să facă o corabie și versetul 22 din Geneza 6 spune, așa a făcut noi. Adică noi l-a crezut pe Dumnezeu. Oare nu s-a îndoit el să spună, măi, oare ce am auzit eu? Chiar a fost vocea lui Dumnezeu? Oare nu mi s-a părut? Fraților, noi avem Scriptura. Și noi mărturisim, este Cuvântul lui Dumnezeu. Și îl citim. Credința noastră pe ce se bazează? Pe Cuvântul lui Dumnezeu sau pe altceva? Avram, Tatăl credincioșilor. Geneza capitolul 12, cuvântul Domnului în versetul 1. Dumnezeu zisese. Din nou mă întreb, cum? Metodele pe care le-a folosit. Avram nu era un credincios atunci când Dumnezeu îi vorbește.
Dar despre El ne spune la fel și despre Noe în Evrei 11 cu 7 și despre Avram în Evrei 11, 8 la 10, versetul 17 din Evrei 11. Prin credință Noe, prin credință Avram. Gândiți-vă la următorul aspect în viața lui Avram. Dumnezeu îl pune la încercare într-o zi și îi zice: Avrame, ia pe fiul tău, pe unicul tău, cum i-a vorbit, de ce-i numit tatăl credincioșilor? Credința adevărată a fost dată odată sfinților pentru totdeauna. Și sfinții din Vechiul Testament s-au bazat, sau temelia credinței lor a fost cuvântul lui Dumnezeu. Mai are credința noastră ca temelie cuvântul lui Dumnezeu sau tradiția? Să știți că avem tradiție. Un frate într-una din bisericile pe care le-am păstorit, fiind la primul an acolo și cu cina și cu alte lucruri, și având puțină experiență în lucrarea ca păstor, mai aveam așa dorința să-l cunosc, să-l întreb cum să facem aici. Și spuneam: frate, uite, așa, așa, așa. Și când am dorit să aducem ceva schimbări, pentru că lucrurile mergeau în schimbare, am zis: frate, de când e lume, a fost așa la noi. Și am spus: frate, nu e adevărat, că lumea e de mult. Biserica n-are 100 și ceva de ani. Nu poate fi de când e lumea. Așa au gândit frații care au fost atunci, așa a fost viața atunci, așa găseați de cuviință atunci, dar era o tradiție în spate. Și există pericolul să avem credința în ziua de... să spunem că este credința adevărată și ne luptăm pentru ea. Dar ea, de fapt, se bazează pe obiceiul pe care îl are biserica. Obicei care a fost introdus, poate în urmă cu 100 de ani, de cei care au fost în biserică și a considerat că pentru acea vreme este potrivit în felul acela să se închine, să fie de la 8 și jumătate biserica, sau să fie de la 2, să fie de la ora 6, erau 3 servicii pe zi, erau poate de 2-3 ori pe săptămână, așa au considerat. Mi-aduc aminte când am introdus ora de rugăciune marțea, câțiva ani am chemat biserica din Tulca în familie să ne rugăm. După o perioadă a devenit de o obișnuință și n-am mai amintit. Au fost reacții. Era gata să facem lege și să o scriem undeva, într-un loc, acolo, ca biserică. Cât de important e lucrul ăsta? Credința adevărată se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe tradiții sau pe părerile altora. Pentru că fiecare putem să avem părerea noastră. Dar ce contează este ce spune Dumnezeu în cuvânt. Și credința adevărată este credința care are ca temelie cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, pe voi înșivă, încercați-vă, dacă mai sunteți în credință, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar ca să ne încercăm, trebuie să cunoaștem cuvântul. Doamne, ajută-ne să iubim Scriptura. Să citim Scriptura. Să medităm, să memorăm și orice, să ne uităm și să filtrăm prin Scriptură. Pentru că, așa am învățat, credința adevărată are ca temelie cuvântul lui Dumnezeu. A doua caracteristică, credința adevărată este focalizată în Dumnezeul cel viu, nu în sfinți. Nu în sfinți. Ceea ce i-a deosebit pe credincioșii din vechime, de ceilalți oameni din vremea lor, era faptul că ei aveau o credință focalizată, centrată în Dumnezeu. Ceilalți aveau mult mai mulți Dumnezeu. Aduceți-vă aminte pe vremea lui Ilie, experimentul pe care l-a făcut el cu prorocii lui Baal. Și ei aveau, evreii aceia aveau Dumnezeii lor. Dar ceea ce deosebește pe credincioșii din Vechiul Testament este că ei sunt focalizați în credința în Dumnezeu. Asta este credința adevărată.
pentru care suntem chemați în 2023 să luptăm și să apărăm. Mă, și noi credem în Dumnezeu. Nu e nicio problemă. De acum, dacă te închini și la Paraschiva, sau dacă te duci la Paraschiva, sau dacă credincioșii adevărați, sau cei care au credința adevărată, credința lor este focalizată în Dumnezeu. Plus, minus, nimic. Nu adăugăm nimic. Și există, și suntem pândiți de pericolul acesta, ca la credința noastră, încet, încet să adăugăm alte lucruri. Doamne, păzește biserica noastră de astfel de lucruri și în anul acesta. A treia caracteristică. Credința adevărată este credința care transformă viața. Era în urmă cu mai mulți ani o expresie. Dacă religia ta nu ți-a schimbat viața, n-ai credința adevărată, schimbă-ți tu religia. Credința adevărată este credința care transformă, schimbă viața. Și această schimbare trebuie să fie văzută în trăire, această schimbare trebuie să fie văzută în vorbire și trebuie să fie văzută și la nivelul gândului. Dacă credința pe care o avem nu ne-a schimbat modul de viață, de trăire, vorbirea noastră, gândirea noastră, este un semn de întrebare dacă avem adevărata credință sau nu. Pentru că uitați-vă la câteva exemple din Scriptură. Apostolul Pavel, Saul de odinioară. Credeți că înainte de drumul Damascului n-a crezut el în Dumnezeu? N-avea el credință? Ba, avea. Și era plin de râvnă. Dar râvna și faptul că ești plin de râvnă pentru Dumnezeu, că crezi că ești plin de râvnă pentru Dumnezeu, nu îți dă și dreptate să spui că ai credința adevărată. Pentru că Pavel, Saul de odinioară, în râvna lui pentru Dumnezeu, prigonea creștinii și oriunde intra, făcea prăpăd între ei, lovind în Hristos, până când s-a întâlnit pe drumul Damascului cu Domnul Iisus Hristos. A fost schimbată viața lui în momentul acela. Vorbirea lui a fost alta, trăirea lui a fost alta. Și unul dintre cei care a fost prigonitori și a bătut pe ei prăpăd, a ajuns el să suporte și să fie batjocorit, să fie bătut și prin câte a trecut. Pentru că întâlnirea cu Hristos l-a făcut nu să fie religios, ci să capete credința adevărată. S-a luptat pentru ea și a păstrat-o până la capăt. Și la finalul vieții mărturisește când îi scrie lui Timotei: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința de atacurile celui rău și de atacurile oamenilor. Uitați-vă că e în temniță, în Filip. Și temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a luat pe amândoi, pe Pavel și pe Sila, i-a bătut bine, le-a aplicat pedeapsa. Și Pavel și Sila, la miezul nopții, stăteau și cântau. Dumnezeu intervine, face o minune cu tremurul de pământ. Și temnicerul se trezește și vrea să-și ia viața. Lui Dumnezeu îi spune lucrul acesta lui Pavel și Pavel strie: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Și uitați-vă, omul acesta, păgânul acesta, îi ia, ascultă Evanghelia, le spală rănile, le pune masa, este botezat. Adevărata credință care schimbă, care transformă viața. Matei, Vameșul Matei. Când Domnul Iisus se oprește în dreptul, nu mergea el la... El era vameș. N-avea el de-a face cu ale Sfinte, pentru că era prea urât. Dar în sinea lui credea. Și spunea: și eu cred în Dumnezeu. Și se întâlnește cu Hristos care îi spune: doar atât, vină după mine. Și viața lui e schimbată. Găsește credința adevărată. Zacheu. Uitați-vă cum este transformat și schimbat Zacheu. Când Domnul Iisus Hristos îi spune: astăzi trebuie să intru în casa ta. Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva. Și a început să dea, la sărat ce-o fi fost în jurul casei lui Zacheu. Ce-o fi zis nevastă sa? Băi, ți-ai pierdut mintea. Dai tot ce ai adunat. Dai la alții.
Credința adevărată este credința care transformă viața la nivelul vorbirii, schimbare. La nivelul gândirii, schimbare. Gândiți-vă la lucrurile de sus, dar la nivelul trăirii este schimbare. Pe voi înși vă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Dacă nu, să ne întoarcem la Scriptură. Pentru că așa am învățat din Scriptură. Credința vine în urma auzirii. Și credința adevărată este credința care ascultă întotdeauna de Dumnezeu. Și aduce mari binecuvântări. Pentru că ascultarea de Dumnezeu aduce mari binecuvântări în viața credinciosului. Cum putem lupta pentru credință ca să fim și biruitori? Pentru că cel mai mare dușman al credinței noastre este diavolul. Noi trebuie să îmbrăcăm și să luăm toată armătura lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel prezintă fiecare piesă din armătura pe care trebuie să o luăm în viața noastră și în anul acesta. Să nu mergem fără ea. Avem nevoie de ea. Dacă vrem să fim biruitori, trebuie să luăm toată armătura Domnului. Citiți, vă rog, Efeseni, capitolul 6, de la versetul 11 în continuare. Și haideți să ne rugăm Domnului, Doamne, fiecare piesă din această armătură să o avem în viața noastră în fiecare zi, ca să avem biruință. Apoi, cum putem lupta pentru credința adevărată și să fim biruitori? Folosește Scriptura. Folosește Cuvântul lui Dumnezeu. Strâng Cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Știu că unii citiți Biblia și mă bucur, vă încurajez. Ascultați Cuvântul lui Dumnezeu pentru azi. Haideți să ne hrănim în fiecare zi. Cuvântul ne întărește în credință. Cuvântul ne hrănește sufletele. Și uneori Dumnezeu folosește exact cuvântul potrivit pentru situația în care te găsești tu în acea zi. Nu vi s-a întâmplat să dați drumul la telefon și să auziți Cuvântul lui Dumnezeu pentru azi. Un verset potrivit, o întâmplare potrivită și ai simțit că Dumnezeu a adus acel cuvânt exact pentru situația în care ești tu. Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Lui. Și ca să întărească credința noastră în El și ca să avem biruință când ne luptăm pentru credința adevărată, trebuie să folosim Cuvântul. Trebuie să practicăm rugăciunea și postul. Să ne rugăm și să prețuim timpul de rugăciune. În odăița ta, în primul rând, stai acasă și roagă-te și întărește-te în rugăciune. Și în felul acesta ne întărim credința. Și ceea ce spune Petru în 1 Petru 5, 8. Vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, ce face? Dă târcoale. Și dă târcoale. Și când găsește o portiță, el atacă. Și atacă în primul rând credința. Pentru că el vrea să o clatine, el vrea să slăbească credința, el vrea să ne facă să pierdem credința. Și dacă nu veghem, chiar suntem în pericol să o pierdem. Și fără credință, este cu neputință ca să fim plăcuți Domnului. Mă rog ca Dumnezeu să mărească credința noastră în El anul acesta. Amin. Să ne facă pe fiecare conștienți că avem nevoie de Scriptură, de rugăciune, de post, să ne dea biruință și să luptăm pentru apărarea adevăratei credințe. Pentru că așa am învățat, credința adevărată ascultă întotdeauna de Domnul, are ca temelie Cuvântul lui Dumnezeu, este focalizată în Dumnezeu, are puterea de a transforma și dacă mai e nevoie de ceva schimbare în noi, prin Duhul Sfânt să transforme și să schimbe viețile noastre. Credința adevărată îl onorează pe Dumnezeu și ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și credința adevărată este întotdeauna răsplătită de Dumnezeu. Frați și surori, doresc ca anul acesta Dumnezeu să ne crească în credință. Să ne ajute să ne maturizăm. Să ne bazăm credința pe Cuvântul lui Dumnezeu. Să orice
lucru să cernem prin Scriptură. Nu zic că toate tradițiile și obiceiurile sunt rele, nu. Dar noi trebuie să ne bazăm credința pe cuvântul Scripturii. Domnul să ne ajute să creștem în credință, să ne maturizăm ca oameni, viața noastră să fie schimbată, an nou, o viață nouă. Așa să ne ajute Domnul. Să ne binecuvinteze și să rămână cu noi cu toții. Amin.